Nici nu știam ce înseamnă, dar este un lucru minunat să fii voluntar. E deosebit. Ești fericit așa, nu știu, ești foarte fericit. Noi am început în martie. Acum este a șaptea acțiune. Deci prima acțiune era în București. Și cu a doua acțiune deja ne-am dus către 24 de județe. Ca și beneficiari am depășit 800. Prima dată am colaborat cu Asociația Niciodată Singur și atunci a fost o listă de oameni vârstnici singuri, chiar fără ajutor. Un pachet înseamnă asigurarea alimentației și produselor de igienă pe o lună pentru o persoană. Asta înseamnă un pachet. 3 sacoșe, una cu legume, fructe, produse de igienă, un pachet cu conserve și un pachet cu neperisabile. Nu știam dacă putem continua sau nu, că banii erau de la asociația. Și am zis că bine, hai, o lună putem susține un număr de. Și am zis că o abordăm ca și cum sunt bunicii noștri. Da, acolo e și denumire. Zic, fiecare voluntar să nu aibă mai mult de 5 persoane. În caz în care nu mai avem bani, se organizează el cu prieteni și îi mai ajută 2 luni, că dă de la el. Mergeți acum la bunici. Deci la ăia la care voi ne-ați scris despre ei sau care am făcut noi listele. Și când ajungeți, le lăsați și chiar așa vorbiți. Mamaie, nu știu dacă vin peste o lună, aș vrea. Dar vedem, deci nu le promiteți nimic. Și apoi s-a întâmplat așa o minune. Cei de la comunitatea de Click, când au văzut că am ajuns într-o lună și am reușit să facem și livrări și tot, și au văzut că o făceam din resursele noastre, au dat acel col. Oamenii au donat peste 80.000 de euro. Deci și cu acești bani am putut acum noi să ajungem la un număr de 700 de beneficiari lunar, pe 3 luni. Dar vrând nevrând, oricum, listele se mai suplimentează. Nu poți refuza. Acum când oamenii scriu, verificăm cazul, ne uităm. Cum de exemplu și acum, în Giurgiu, ei nu au fost în plan, dar că într-adevăr, că doamna director de la școala asta specială, colaborăm cu ea de mult, și ea s-a străduit, a făcut lista, adică a verificat fiecare bătrân, s-a dus, a văzut că e așa cum e, că sunt în stare foarte gravă și a zis, dacă puteți. Am făcut calculele și am zis că bine, putem să mai acoperim pe ei, nu promit că ajung și peste o lună la ei, că avem deja un număr de persoane pe care i-am promis că îi ținem 3 luni. Sunt 25 de familii cu copii cu nevoi speciale și 32 de bătrâni, adică 32 de adrese cu bunici singuri și cu venituri mici. De 20 de ani, de când lucrez pentru copiii cu dizabilități, am făcut voluntariat în fiecare an. Sunt copii cu dizabilități mentale, ușoare asociate, tulburări grave, sunt și copiii care sunt școlarizați la domiciliu și asigurăm și servicii de sprijin pentru copii integrați. Avem doar 47 de copii care vin din familii, restul copiilor vin din căsuțe de tip familial din cadrul Direcției de Protecție a Copilului. Dar lucrez în școală de 12 ani, ca și profesor itinerant și de sprijin, copiii cu dizabilități din învățământul de masă. Interacționăm telefonic, marea majoritate vor să vorbească cu noi, cu colegii mei în general, și prin grupurile de WhatsApp, prea puțini au și știu să folosească calculatori, majoritatea prin telefoanele smartphone. Unii părinți reușesc, alții nu. Trăiesc doar din bursa de ajutor social sau din norma de hrană de la școală, din bursele sociale. Nu știu să vă zic o medie. În jur de 300 de lei, cred. Am preluat cumva această, să zicem, obligație pe care am considerat-o ca pe obligație, și anume de a contribui la ține lumea în casă, pentru că asta era o măsură de responsabilitate la momentul respectiv. Principala măsură de responsabilitate era să nu ieși din casă. Și atunci am luat în vizor bătrânii și persoanele cu venituri foarte mici sau care nu mai au rude și apropiați. Și am vrut în primul rând să le punem la dispoziție necesarul pentru a supraviețui, astfel încât să nu iasă din casă și să stea în siguranță acolo.
Și din martie, de la 68 de beneficiari inițial, acum am ajuns la 700-800, nu mai știu cât sunt. Avem un dialog constant cu localnici și cu autorități din diverse localități ca să aflăm care sunt situații. Cum ajungeți la ei? Știu, dintr-o localitate din Buzău, cum ajungeți la ei? Din telefon în telefon, pur și simplu. Vorbim de la apropiați până ajungem la persoanele care cunosc aceste cazuri și apoi tot așa, din telefon în telefon, ajung la cunoștința noastră. După care cealaltă jumătate de muncă, bineînțeles, se comanda tuturor după ce ajunge la un număr de beneficiari pe care stabilim că le vom livra în timpul respectiv. Următoarea parte este, bineînțeles, comanda pentru toate alimentele, împachetarea lor, sortarea lor, compunerea listelor, trainingul voluntarilor. Am o fetiță de 16 ani cu handicap grav, nu se deplasează și de 5 ani lucrez singură. De 5 ani tatăl m-a abandonat și e foarte greu. Singurul sprijin a fost mama mea în tot acest timp, pentru că nu am putut să mă mai împrofesez meseria de asistent medical, a trebuit să rămân lângă fetiță tot timpul, să merg în centre de recuperare pentru terapiile medicale de care are nevoie și bănuții sunt puțini de asistent personal. Alocația de handicap a fetiței este de 3 milioane, vă dați seama că din 3 milioane e foarte puțin să acoperi cheltuielile terapiilor medicale. Asta este tot venitul. Și 13-14 salariul meu de asistent personal. Atât au astăzi drepturile copiilor cu dizabilități, deci cu handicap grav. Până în 18 ani, atât au 3 milioane, da. Și foarte greu. Și dar copilul este în cărucior sau? În cărucior, da, nu se poate deplasa. Așa. Eu urc 4 etaje zilnic, o scot la plimbare, am mers în centrele de recuperare din țară, anumite terapii le-am plătit, școala specială ne-a ajutat foarte mult cu învățământul la domiciliu, altfel n-aș fi putut să școlarizez fetița, nu m-aș fi descurcat să o duc zilnic la o școală, să o cobor, mai ales pe vremea rea. Căruțul nu are o cupertină, suport să o menajez de vremea rea, mi-ar fi fost foarte greu. Este? Acum este a doua, pentru că am înscris-o foarte târziu, având în vedere problemele ei de sănătate și pentru că tot timpul eram în spitale și în centrele de recuperare pentru terapiile medicale. Pentru că avea un program, o rutină de ieșit afară la plimbare, de mers la o terapie medicală, n-am mai făcut nimic din ce făceam, doar cu mine acasă, gimnastică, masaj. Deci anul trecut, în data de 1 iulie, soțul a decedat. A fost bolnav de cancer, știa, depistase boala la timp, dar mă rog, a mai dus-o câteva ani de zile și de atunci a început greu. Și eu sunt cadru didactic, lucrez la școala de arte din Giurgiu, predau instrumentul pian, deci tot în cadru cu copiii și a trebuit să mai mă duc la încă o altă școală ca să pot să fac față cheltuielilor. Am trecut. Și cu copilul cine? Câți ani are copilul? Copilul are 17 ani acum. Și cu el cine stă? Stă o bună. Am angajat o doamnă din Hoinacu care are grijă de el cât sunt eu la servicii. Și astăzi la fel am făcut. A stat la ora 12:01 când m-am întors eu de la școală. A plecat acasă și a rămas și eu cu el. Asta până luni, când Bona va veni din nou. Am înțeles. Și v-a mai ajutat cineva? Părinții de la țară, adică părinții soțului, dar fiind faptul că durerea a fost foarte mare, a decedat și tata socru. Și acum ne ajută bunica, așa când poate. De acolo mai luăm mâncare, când ne mai ducem pe acolo. L-am mai dus pe la țară, cât o săptămână așa, la aer liber. Da, când am avut voie. Dar rest a stat în casă. La 9, spune-ți-ne cum e. N-aude. Deci nu aude. N-aude, nu vede. Foarte tare. Deci doar la ureche, deci nu. Nu aude, nu vede. Anastasia. Deci, spuneți dumneavoastră, spuneți dumneavoastră că... Mama, uite cineva de la televiziune ți-a adus, uite, un cadou. Ți-a adus flori. Uite, flori și ți-a adus un bomboane, tort, ceva. Cum spui? Cum le spui? Să dăm sănătate, mamă, să trăiți,
Mulțumesc mult de tot. Papucii? Să dau papucii? Ajută-l cu celălalt. Lasă-mă pe mine până când... Că nu pot să le aduc, să știi. Da. Asta este ajutoarele, nu? Da, da, da. V-ați primit de la Fundația din București. De la asociația. Să trăiți copii, să vă dea Dumnezeu sănătate. Da. Sănătate, să vă dea Dumnezeu. Câți ani aveți? Poftim? Câți ani aveți? Nu înțelegeam. Ce vârstă ai? Câți ani ai, Nanicu, te-a întrebat? Câți ani ai? Da, da. Păi, pac, intru. În 91, pe 20 august. Să fiți sănătos și locuiți singur? Numai sănătate nu mai e. Da, locuiește singur, fiica este numai sănătate, nu mai am. Mă rog la Dumnezeu să mă ducă, să mă ducă la locul meu acolo. Și cine se ocupă? Cineva de dânsul sau cum? I-a murit baba. Mai de un nepot sau... Am rămas. Da. Am rămas așa de unul singur. Și cine vă ajută? Vă ajută cineva? Ce să fac mâncava? Vă ajută cineva? Ce să fac mâncava? Ia zi, mine. Cât mă costă treaba? Nu vă costă nimic, nu vă costă nimic, Nanicu, nu vă costă ia nimic. Ia aia de la gură, glumă-te. Nanicu, nu vă costă nimic. Oameni de bine de la București nu vor să vă ajute. Nu vă costă nimic. Nimic nu vă costă. Nu mâncava. Să trăiești, să trăiești, da, Nicule. E de-n partea? Da, de la asociația Seneca, da? Să trăiești mâncava, să vă dea Dumnezeu. Nu mai plângeți, că venim și peste o lună și venim fără mască și mai stăm un pic mai mult. Eu am fost la Dunăreana, la o secție de preparații, la Năvădita am lucrat. Și din cauza firelor, că m-a întrebat din familie pe linie maternă cine a avut glaucom, apă neagră. Păi mama, păi bunica la 93, păi mama la... Și acum le moștenesc pe el. Și îmi pun picături și am fost la spitalul militar cu un prieten de-al lui Fimiu, cu mașina, și să pun picături, cât că nici acolo nu poți să te apropii. Când trebuie pus cristalin, măcar la un ochi, că nu disting mama pe partea ilaltă cine e, deci văd numai după glas, dacă așa, așa văd că e moldeață, dar nu disting. Deci nu disting. Soțul are un cancer la rinichi. N-am putut, săptămâna asta trebuia schimbată sonda și n-aveam cum să mă duc cu el la spital, că nu te apropia doctorul de COVID-ul și mama măsii. Și eu cu probleme cu ficatul, am o hepatită cu virus C, de la o transfuzie și am vorbit cu doctor, trebuia să-mi dea pastiluțile alea care se dă acum. Așa, păi avem copii, dar nu sunt cu noi, nu stau cu noi, sunt plecați, nu sunt, au copii la rândul lor, nepoți. Am fost la vecinul de vis-a-vis să cer un bulin și când m-a văzut poliția, n-am avut mască, doar trei case și m-am speriat. Aveți mască? Da, aveți mască. Dar pentru că dacă nu aveți, avem noi. Am una care o calc, o mai pui, aveți, o mai... Of, vă mulțumesc frumos, că de când, uite, mi-a dat ieri asistenta, când am fost cu alea de la București, de la doctoră, am rugat-o, n-ai să-mi dai și mie, zic, o mască ultima, uite, iau, că zice, pe aia veche, o mai spargi în detergent, o mai speli, o mai calci, că n-am ieșit nicăieri, vorba aia, ce să facem, am luat tratamentul pe 3 luni. Cred că toată lumea, aceste 2 luni, a avut foarte mult timp, știți? Și am zis că să-l folosim cu sens și sensul pentru noi, așa, cel mai mare era de a împărți. Am văzut că pentru unii această perioadă chiar a fost perioadă de criză, nu de plictiseală și ei au rămas fără nimic. Cea mai mare campanie, v-am zis, au făcut-o cei de la Declic,
Adică au anunțat și răspunsul a fost, au zis și ei, că până acum este cel mai mare fond pe care l-au strâns. Pentru mine asta e un fenomen. Adică, să zic așa, românul sceptic și nu știu cum, de fapt s-a dovedit că pur și simplu a pus, s-a dat, uite, na, deci să, și pentru bunici. Că nici nu așteptam, nu mă așteptam la răspuns așa. Pentru că ne-am propus, ați văzut, denumire e Seneca. Și cumva suntem focusați pe stoicism, pe ce este stoicism, responsabil față de momentul prezent și de tine în momentul ăsta. Adică atâta poți, altceva nu poți să faci, nu știi mâine, nu știi.